Salutare, eu sunt Ioana. Bine ai venit sau bine ai revenit în bucătăria mea. Cozonacul este un preparat care nu are nevoie de nici o introducere. Se află pe mesele românilor cu ocazia sărbătorilor de Crăciun sau de Paște. Indiferent de ocazie, aduce o mare bucurie acestora, pentru că este un desert aparte ce încântă papilele gustative și bucură oamenii. Eu am rețeta de la mama mea, ea a moștenit-o de la mama ei, mama ei de la străbunica ei și așa mai departe. Cert este că eu le-am prins pe toate în viață, pe mama, pe bunica, pe străbunica și am văzut încă de pe atunci cum se fac acești cozonaci. Am luat rețeta și acum vreau să o împărtășesc și cu tine. Hai să ne apucăm de treabă! Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele: 35 de grame de drojdie, coaja de la o lămâie bio, coaja de la o portocală bio, o fiolă de vanilie, 500 de ml de lapte, 1 kg de făină, eu folosesc de la nota 11, 250 de grame de zahăr, 200 de ml de ulei, jumătate de linguriță de sare, 4 gălbenușuri, 400 de grame de nucă măcinată, 150 de grame de zahăr, 300 de grame de stafide, 4 albușuri, 75 de grame de cacao, o fiolă de rom, un ou, apă și zahăr pentru decorat cozonacul. Cum procedezi? Începe prin a cerne făina. Eu folosesc de la nota 11. Pune laptele într-o cratiță pe foc, adaugă zahărul și încălzește amestecând puțin până când laptele ajunge puțin peste temperatura camerei. Fărâmițează drojdia cu o furculiță, pune jumătate de polonic de lapte cu zahăr pe care l-ai încălzit și amestecă până drojdia se topește. Pune făina cernută peste drojdie și amestecă până obții o compoziție precum consistența smântânii. Aceasta este consistența. Acoperă cu un prosop și lasă la crescut într-un loc cald și ferit de curenți de aer. În laptele rămas pune fiola de esență de vanilie, rade coaja de lămâie și coaja de portocală, amestecă și lasă la infuzat. Pune sarea peste gălbenușuri și amestecă până aceasta se topește. Lasă-o la odihnit 5 minute. Pune o crăticioară pe foc, toarnă uleiul în ea și încălzește-l puțin, să nu fie fierbinte. Să vedem cum arată maiaua noastră. Wow, ce a crescut! Superb! Peste făină pune laptele și amestecă treptat. Continuă și pune oul cu sarea. Amestecă un pic și pune și maiaua. Amestecă și frământă până se încorporează și se omogenizează absolut toate ingredientele. Torn ulei puțin câte puțin și îl încorporez treptat. După ce ai incorporat uleiul, lasă-l la crescut între jumătate de oră și o oră. Acoperă-l și ferește-l de curenți de aer. Pune într-un bol generos nuca, cacaua, zahărul
și stafidele și amestecă toate ingredientele. Pune esența de rom. Încorporează-o și pe aceasta. Pune albușurile de ou în vasul unui mixer. Bate-le spumă. Încorporează albușurile în restul compoziției, ajutându-te de o spatulă. Cu mișcări circulare sus-jos. Împarți această compoziție în 4 părți egale. Wow, ce frumos a crescut! Acum îl împarți în 4. Pune ulei pe masă. Iar acum fiecare parte o întinzi. Pune un sfert din această compoziție deasupra și întinde-l uniform cu mâna. Rulează. Procedează la fel cu restul părților. Pui o parte peste cealaltă. Mai lasă la crescut preț de jumătate de oră. După ce cozonacul a crescut, unge-l pe deasupra cu un ou spart și bătut. Bagă cozonacul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 50 de minute. Imediat după ce i-ai scos de la cuptor și sunt calzi, dă-i cu apă și presară zahăr pe deasupra. În această etapă este nevoie să te miști foarte repede pentru că apa, odată intrată în contact cu cozonacul cald, se evaporă foarte repede și risc să nu ți se prindă zahărul de cozonac. Transfer cozonacul pe un tocător. Și îl lași să se răcească. Taie-l doar în momentul în care s-a răcit. Este lesne de înțeles că nu este genul de preparat care să se facă ușor, rapid și simplu, așa cum te-am obișnuit până acum. Dar crede-mă, cu rețeta și cu ingredientele potrivite, succesul este garantat și merită din plin absolut tot efortul. Aștept să încerci și tu rețeta mea și te aștept cu feedback. Între timp, urmărește-mă pe blog ioanaserea.com și abonează-te canalului de YouTube și pornește notificările de la clopoțelul de sus din dreapta ca să fii prima persoană la curent cu toate rețetele pe care eu le împărtășesc. Așadar, spor la bucătărit și poftă bună! Te îmbrățișez. La revedere!